Astăzi, în Biserica Ortodoxă, pomenim pe Sfântul Cuvios Martinian, pe Sfinții Apostoli și Mucenici Acvila și Priscila, precum și pe Sfântul Ierarh Evlogie, Patriarhul Alexandriei. Sfântul Martinian s-a născut în secolul al IV-lea în Cezareea Palestinei. La vârsta de 18 ani a părăsit viața lumească și timp de 25 de ani s-a nevoit într-o peșteră de lângă orașul natal. A primit de la Dumnezeu darul tămăduirii și a vindecat foarte mulți oameni prin rugăciunile sale. Viața sa sfântă și minunile săvârșite l-au făcut celebru. Însă, din invidia celui rău, ispitele nu au întârziat să apară. Pentru a-l determina să părăsească viața sihăstrească, diavolul l-a tentat pe cuviosul Martinian cu patima desfrânării. Astfel, într-o noapte ploioasă, o femeie i-a cerut găzduire. Dimineața, aceasta a încercat să-l seducă. Sfântul Martinian, deși atras de frumusețea femeii, nu a căzut în păcat. Cuviosul a aprins un foc și a intrat în el zicând: „De vei putea să rabzi, Martiniane, focul iadului, lăsându-te în voia dorinței rușinoase, supune-te femeii.” Cuviosul Martinian a biruit ispita, iar pe femeia respectivă, care s-a căit de gândul ei cel rău, a sfătuit-o să îmbrace haina monahală. Sfântul și-a părăsit apoi chilia și s-a stabilit pe o insulă pustie. Aici a trăit încă 10 ani, fiind hrănit de un corăbier. A plecat și din acest loc din cauza unei naufragiate, care a plutit pe o scândură până pe insula sa. El a zis: „Nu pot sta împreună iarba uscată și focul.” Așadar, după ce a sărit în apă, a înotat până la mal. Restul vieții și l-a petrecut pribegind din cetate în cetate, spunându-și: „Fugi, Martiniane, ca nu cumva iarăși să te ajungă ispita.” În jurul anului 422 a ajuns la Atena. Aici și-a încheiat călătoria pământească, adormind în pace. Episcopul locului l-a îngropat cu mare cinste. Conform sinaxarului, cele două femei care l-au întâlnit pe Sfântul Martinian s-au ostenit pentru dobândirea sfințeniei. Zoe, prima dintre ele, s-a călugărit în Betleem și s-a învrednicit de darul facerii de minuni. Fotinia, cea de-a doua, a rămas pe acea insulă până la sfârșitul vieții. Acvila și soția sa, Priscila, erau evrei din Pont, stabiliți la Roma. Ei se îndeletniceau cu confecționarea corturilor. În anii 49-50, când împăratul Claudius i-a exilat pe toți evreii din Roma, cei doi s-au mutat în Corint. Aici, sfinții Acvila și Priscila i-au oferit găzduire Sfântului Apostol Pavel. Acesta a locuit și a lucrat pentru o vreme împreună cu ei. Au participat la activarea misionară a Apostolului Neamurilor, de numele lor legându-se catehizarea Sfântului Apollo, unul dintre cei 70 de apostoli. Priscila și Acvila au revenit în Roma în anul 58, apoi au plecat spre Efes. Cel mai probabil au fost martirizați de păgânii din această cetate.